este cea mai gravă situație prin care trece România de la începutul pandemiei și până acum. Vin și trec lucrurile, inclusiv în limbă. Probabil că cei de la Iorgu Iordan vor avea multă treabă în perioada următoare, pentru că au apărut foarte multe cuvinte. Sunt tot felul de cuvinte care s-au folosit, unele dintre ele nu există, precum carantinare. Decizia carantinării nu va fi luată fără o analiză complexă. Locuitorii primelor 8 localități carantinate din Timiș. Toți când auzim carantină ne gândim la cele 2 săptămâni de stat acasă, dacă Doamne ferește am fost în apropierea cuiva descoperit pozitiv. Eu am stat 14 zile acasă și e complicat să stai între 4 pereți, chiar dacă citești, te joci. Da, inspiră ceva negativ, pentru că automat te aruncă într-un spațiu mic unde trebuie să-ți petreci mai nou 2 săptămâni. Carantină, carantinare, carantinați. Cuvântul carantină nu este nou în limba română. Verbul a carantina, conjugat cu sufixul -ez, familiile care se carantinează, a înlocuit locuțiunea verbală uzuală până acum, a intra în carantină. A fost necesară, se pare, și crearea substantivului carantinare și, bineînțeles, participiul adjectival, persoane carantinate, oraș carantinat, la negativ, Suceava necarantinată și substantivizat, plăți pentru carantinați. Sursa acestor forme este desigur jargonul medical, dar presa are un rol decisiv în răspândirea și impunerea lor în conștiința vorbitorilor, de unde vor ajunge în cele din urmă și în dicționar. Da, sunt cuvinte care sunt legate de pandemie, sunt unele care nici măcar nu există. Vom vedea dacă vor trece testul timpului și vor intra sau nu în limbă. Termometrizare, am leșinat când am auzit asta, termometrizare. E mult mai simplu, probabil, decât să spui a luat temperatura, știi, ne iau temperatura, ne termometrizează. Sună așa de ciudat, dar l-am auzit. Contacți, iarăși, a avut nu știu câți contacți. Tinerii sunt contacții ei direcție. Izoletă. Am tot încercat la știri să spun targă făcută, dar e greu, știi, că trebuie să pui o frază. Termenul izoletă este la fel de nou ca și obiectul pe care îl desemnează. Targa izolată pentru transportul pacienților care prezintă riscul de a transmite agenții patogeni cu care sunt infectați. Originea sa nu este foarte clară. Profesioniștii din domeniul medical sunt în măsură să clarifice de unde vine. Dacă este o creație pe teren românesc cu sufixul etă, pe baza unui tipar care poate fi observat și în cazul altor mijloace de transport, trotinetă, motoretă, bicicletă, etc. Sau este denumirea comercială a unui dispozitiv medical quasi identic. În ciuda tuturor măsurilor de siguranță, pericolul există. Să explicăm oamenilor în cuvinte cât mai simple, să evităm limbajul medical, adică dacă medicii pe care îi intervievăm au de multe ori tendința să folosească termeni tehnici, noi jurnaliști ar trebui să nu-i folosim și ar trebui să traducem într-un limbaj cât mai simplu ceea ce spun medicii, ca informația să ajungă la absolut toți oamenii. Nu toți cei care se uită la televizor sunt medici epidemiologi sau infecționiști sau mai știu eu ce. Și atunci noi trebuie să facem asta nu doar în timpul pandemiei, zi de zi trebuie să facem asta. Cei mai mulți dintre pacienții care ajung să fie intubați sunt în vârstă, spun medicii, și au alte afecțiuni grave precum diabet, obezitate, boli cardiace sau boli renale. Să fim cât putem de conciși și să dăm cât mai simplu mesajul ca omul să-l înțeleagă. Acum și omul trebuie să vrea să primească mesajul, adică e o chestie din două sensuri și oricât ai încerca, sunt unii oameni care nu vor să înțeleagă. Vorbeam cu niște psihologi care mi explicau de ce sunt așa de mulți oameni care neagă existența bolii. Pentru că e mult mai simplu. Pentru că în momentul în care recunoști, trebuie să-ți iei niște măsuri, să respecti distanțarea socială, să porți mască. În momentul în care negi existența, e mult mai simplu, n-ai nimic de făcut. În prezent, în lume, sunt în jur de 100 de echipe de cercetare care se luptă pentru descoperirea unui vaccin anti-COVID-19. Dacă ne-am raporta cu mai mult respect la știință, i-am ascultat în primul rând pe medicii epidemiologi, infecționiști, i-am ascultat pe oamenii care se pricep. Știință, probabil că folosim des cuvântul ăsta, dar nu ne raportăm așa cum trebuie la el, atâta timp cât mulți dintre noi cred că boala nu există și că e o nebunie inventată de nu știu cine care să ne controleze și care ne fură gândurile când ne termometrizează, cum zic unii.